Salutare, bine v-am găsit la primul clip pe anul 2023 de la mine din Adăpost. Astăzi avem clip special cu vitaminizare, cu vitaminizarea pe care o administrez la iepuraș și suplimentele pe care le putem da iepurilor în această perioadă. Eu, bineînțeles, mă știți, un iubitor al pomilor fructiferi și mi-a făcut un stoc atât pentru mine cât și pentru iepuraș. Le administrăm mere cu o jumătate măr, cât un măr, depinde foarte mult de exemplar. La un exemplar matur putem să dăm un măr fără probleme, dar rupem pe jumătate ca să poată să muște el din el, să-l consume. Iar la puișori, cât o jumătate de măr acum, depinde fiecare. Tot servesc pe lângă grăunțele pe care le administrăm. Servesc și câte o bucățică de măr. Iepurașii sunt mari iubitori de mere, morcov, dar bineînțeles în proporție mică. Nu trebuie să le dăm pe saturate pentru că nu e ok. Juniorii i-am mutat din boxele cu fătătoare, le aveam aici pe 3 boxe. Am mutat femelele cu puișori în boxele mai mari, spațioase, cele de termopan. Avem aici o femelă cu 4 puiuți. Mult mai ok, loc mai spațios pentru ei. Hrănitoare mare de fân, acolo o cutie mai lungă de grăunțe pentru a putea să se hrănească. Sunt ok. Dacă mai aveți posibilitatea, puteți să le dați și pătrunjel, pentru că e o sursă bună de vitamine și ei au nevoie. Deci, morcov, măr, pătrunjel și, bineînțeles, vitamine buvabile, dacă aveți. O să detaliem un pic și despre concentrație. Dar vreau să vă prezint femeluțele cu pui, care sunt în boxele noi. Aici este o femelă cu 6 puiuți. Un curios aici care vrea să vină și el la un cadru. Unul dintre cele mai numeroase cuiburi, dacă le pot numi așa, 6 puiuți. Mamă Marian Peri, iar tată tot Marian Peri. Aici este un cuib puternic genetic, cumva 100% genetica domnului Marian Peri. Femeia la 2 ani de zile, la a 4-a fătare la mine, o super mamă. Aici avem fica ei, care și ea este cu un cuib de 3 puișori. La fel, un instinct matern foarte bun. Aici au catat masculul acela lung de la boxa 1, cel de 10 kg. Așa. Iar spuneam că am reușit să mut 4 femele care urmează să fete pe boxele cu fătătoare. Este vorba de campioana. Campioana mea de anul trecut de la București Pajura a prins o montă bună cu moșul meu de 3 ani. Este o repetare de montă care am făcut-o și anul trecut. Prin monta făcută anul trecut mi-a dat 2 exemplare foarte frumoase, pe care un masculaș care a participat la expoziția națională cu un punctaj de 96,5 puncte. Iar acum am de gând să prezint și sora masculașului la noi la expoziție la București, la local.
Aici avem duica. Mare noroc am avut că mi-a prins și duica, mi-au prins și trei femele pe lângă. Iar aici este o femelă foarte masivă. Cred că s-a dus la 10 kg în momentul de față, lungă, o blană foarte bună, este soră de cui cu femela care a plecat, ultima plecată la Vâlcea la Alin. Deja ea și-a cărat paiele, vedeți, le-a urcat sus pe paravan. Asta înseamnă că femela se pregătește, pe data de 11 așteptăm 4 femeluțe să fete. Doamne ajută! Să fie într-un ceas bun. Și spuneam de vitaminizarea pe care le administrez iepurașilor. Este vorba de Chic Tonic. Sunt niște vitamine spaniole. Acestea nu sunt traduse în limba română, sunt în limba spaniolă direct. Eu am aceste bidoane de 5 litri și împreună cu voi o să facem o desigilare de acest bidonaș, l-am desigilat împreună cu voi, apoi pun într-un păhărel din acesta mic, iar cu ajutorul unei seringi de 10 ml o să punem în bidoanele de apă pe care noi le avem acolo jos. Deci undeva la un bidon de 5 litri va trebui să punem 10 ml de vitamin. Bine, acestea au cam 6 litri, așadar va trebui să punem o seringă din aceasta plină. Vedeți, avem bidonul. Iar aici putem injectăm pur și simplu în bidon, amestecăm un pic, iar acesta este conținutul final pe care noi îl putem administra iepurașilor și bineînțeles femelelor cu pui. Încă un aspect foarte, foarte important pe care vreau să vi-l spun este că vitaminele nu se administrează în gestație. Este un pericol, dacă îl pot numi așa, pentru că în momentul în care femela deja este în gestație, vorbind de la 2 săptămâni în sus, noi dacă administrăm femelei vitamine, ce se va întâmpla e că puișorii vor crește foarte mult în ea și vor exista complicații la fătare. Așadar, deci, putem administra vitamine numai atunci când vrem ca femela să prindă puișori, să intre în călduri și să ajutăm cumva să se întâmple acest lucru. Deci folosim Chic Tonic atunci când femeia vrem să scoatem puișor cu ea, se administrează 2 ml la litru de apă, se dă 3 zile consecutiv, așa, după aceea femeia se bagă la mascul, se montează și așteptăm. În momentul în care, undeva la 12 zile, 14 zile, se palpează. Tot pe canalul meu de YouTube puteți să găsiți clipul cu palparea femeilor. În momentul în care sunteți siguri că femeia a prins, opriți, deci nu mai administrați vitaminizare în timpul gestației. Vă opriți, iar după aceea puteți să continuați vitaminizarea numai după ce femeia fată. Va trebui să, chiar în prima zi în care ea a fătat, putem să administrăm femeii aceste vitamine.
pentru a ajuta la lactație, pentru a avea un lapte mai bun și mai ok, să fie un lapte mai bun. Cam atât am avut de spus, cred că am fost destul de clar. În cazul în care aveți ceva întrebări și nu ați înțeles, aștept comentariile voastre pe canalul meu de YouTube. Sperăm să avem un an destul de bun, pentru că fiecare dintre noi ne dedicăm aceste rase, indiferent că este uriaș, indiferent că este fluture sau berbec, sau bineînțeles californian, neozelandez și multe alte rase, sunt multe rase de iepurași. Eu vă doresc să aveți un sezon cu bine și puișori sănătoși. Doamnește!